Nu știu exact și nici nu cred că este foarte important momentul în care Domnul Iisus Hristos a rostit pilda smochinului neroditor. Una dintre pildele pe care noi le evaluăm ca fiind sinistre. La vremea respectivă, toată lumea înțelegea că, din punct de vedere profetic, identitatea smochinului este poporul Israel. Și este foarte important să așezăm pildele Domnului Iisus Hristos în contextul corect. Vă aduc aminte că în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, încă de la primul verset, așa cum și noi primim tot felul de vești, crime odioase, accidente teribile, zeci de oameni care cad victimă unei furtuni de zăpadă, oameni care pur și simplu îngheață în mașinile lor, pentru că frigul nu știe de marca mașinii pe care o conduci, nu-l interesează din ce casă ai ieșit, încotro mergi, care ți este scopul, te-a surprins. Și s-a pus capăt zilelor. Persoane importante ale istoriei, care la vârste mai mult sau mai puțin înaintate, pleacă în veșnicie. Știrile ne bombardează în fiecare zi. Și ca și acum, atunci au venit unii la Domnul Iisus Hristos și au istorisit că niște rebeli galileieni care au crezut că se revoltă în numele lui Dumnezeu și au și adus jertfe lui Dumnezeu, au fost surprinși de un detașament militar trimis de guvernatorul Pilat, care i-a ucis și le-a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor pe care le-au duceau. Domnul Iisus Hristos le aduce aminte de un alt eveniment tragic. Un turn în Siloam care s-a prăbușit, a surprins 18 inși, i-a strivit și a omorât. Acum, pentru că Hristos e Dumnezeu, noi așteptăm niște explicații. De ce se întâmplă asemenea lucruri într-o lume pe care o declarăm sub autoritatea Marelui Stăpân și Creator Dumnezeu? De ce unii dintre oamenii ăștia care poate erau bine intenționați, poate și bine văzuți, au pățit o asemenea nenorocire? Că știți cum este. Toți punem întrebarea de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Buni în comparație cu alții. Și Domnul Iisus Hristos nu face filozofia unor răspunsuri care pentru moment sunt în mâna lui Dumnezeu și în mintea lui Dumnezeu. Una dintre cele mai mari tâlhării pe care le-au învățat oamenii este să încerce să dea buzna în capul lui Dumnezeu și să afle răspunsuri existențiale pe care nu le pot stăpâni și nu le pot cuprinde în cutiuța asta. Dragii mei, Domnul convertește toate aceste tragedii, vărsări de sânge, într-un mod pragmatic pentru viața supraviețuitorilor. De ce au murit unii? De ce li s-a întâmplat unora ceva?
Știe Dumnezeu și acum probabil că știu și ei. Au aflat între timp și ei. Nu e important să știu eu. Unul dintre cei mai mari dușmani ai pocăinței este atunci când Dumnezeu îmi vorbește prin tragedia vieții altuia. Eu să încerc să fac politică cu viața lui. Să-i desfac viața în bucăți și să aflu de ce a pățit, ce a pățit. Asta au făcut prietenii lui Iov. Și că și-ar fi pierdut timpul degeaba e una, dar și-au adunat o asemenea mânie din partea lui Dumnezeu, încât n-au scăpat decât abia, abia și doar pentru că condamnatul lor, Iov, a avut bunătatea să se roage pentru ei. Pentru că așa i-a poruncit Dumnezeu. Domnul le spune, probabil că mai degrabă îi întreabă, credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni? Pentru că au pățit asta? Credeți că acești 18 inși au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? I-a ales Dumnezeu pe sprinceană, pe galileeni și pe iudei din Ierusalim, care au murit pentru că erau mai răi? Și ascultați concluzia Domnului. Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Poftim filozofie, poftim teologie. Pentru că, de fapt, ceea ce comunică Domnul Iisus Hristos este că toți meritam moartea, într-un fel sau altul. Și dacă ar fi să fim corecți cu noi înșine, frați și surori, astăzi, dacă ar aduce Dumnezeu o ghilotină aici, în mijlocul bisericii, în mijlocul orașului, în mijlocul țării, în mijlocul lumii, arătați-mi omul muritor, indiferent ce se crede și se pretinde, care n-ar merita să intre cu capul în ea. Singurul om care n-a intrat cu capul în această ghilotină pe merit și cu toate astea a intrat cu capul în ea a fost Domnul Iisus Hristos, de dragul tău și de dragul meu. Ăsta este primul lucru. Toți meritam moartea într-un fel sau altul. Unii au timp mai mult decât alții. De ce? Nu datorită meritelor lor, prin mila și harul lui Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă bine la calendar și uitați-vă bine la ceas. Nici unul dintre noi nu suntem aici datorită vreunui merit, ci datorită milei și îndurării lui Dumnezeu. Nu pune pe seama tratamentului, nu pune pe seama înțelepciunii, nu pune pe seama vârstei, pune-o pe seama Domnului! Pentru că unii au timp mai mult decât alții. De ce? Nu știu. Pentru galileeni și pentru 18 inși în Ierusalim. Dumnezeu a tăiat firul. Și altora le-a mai dat timp.
cu aceeași poruncă, pocăiți-vă. Ama nu numai că toți merităm moartea și unii au timp mai mult decât alții, dar ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este că în final toți trecem, chiar dacă nu la fel. Pentru că zice, dacă nu vă pocăiți toți, veți pieri la fel. La fel nu se referă la modul în care trecem. Nu aia înseamnă la fel. Pentru că dintr-o dată avem două categorii de oameni care n-au trecut la fel. Unii au fost omorâți de armata lui Pilat, alții a căzut un turn peste ei. La fel înseamnă, fără pocăință, toți plecăm din lumea aceasta condamnați și irreversibil pierduți. Asta înseamnă la fel. Pot să mor la 90 de ani înconjurat de lumânări, de familie, în casa pe care ți-ai construit-o și ți-ai pregătit-o și care dintr-o dată ți-a devenit mausoleu? Fără Hristos, mor la fel. La fel ca și într-un accident, la fel ca și într-o mașină acoperită de zăpadă, la fel ca un împărat, la fel ca un papă, la fel ca o jurnalistă, la fel ca un actor, la fel ca cine vrei tu. Fără Hristos, pieri. Dar nu toți sfârșesc la fel, funcție de pocăință. Unii pierd spre pierzarea veșnică, alții trec în viața veșnică. Din nefericire, din cuvintele Domnului Iisus Hristos, înțelegem că ceata de rebeli, exterminată de Pilat, și oamenii peste care a căzut turnul Siloamului, au pierit nu numai sub imperiul unui accident tragic, sau unui eveniment detestabil, ci au căzut și sub condamnarea lui Dumnezeu. Cuvântul cheie în pasajul acesta este pocăință, pocăință. Pilda se adresează la momentul respectiv poporului Israel care urma să fie tăiat și lepădat pentru o vreme îndelungată. Și principiile acestei pilde sunt universale și în sens național, e vorba de Israel, și în sens personal a fiecăruia dintre noi. Ascultați! Între toate principiile pildei, aș vrea să mă refer doar la unul, pentru câteva momente, și apoi să facem o rugăciune. Dacă este vremea angajamentelor, a hotărârilor, și dacă cineva dintre dumneavoastră și-a făcut o listă de hotărâri pentru anul 2023, în societatea noastră se practică așa ceva. Poate că unii și-au luat angajamente bune. Poate că ți-ai luat angajamentul să te porți mai frumos cu soțul sau cu soția ta. Să fiți mai atenți unii cu alții. Să vă ajute Dumnezeu. Bun, bun angajament. Foarte bun angajament. Poate că unii au găsit niște defecte în caracterul lor și în viața lor. Știu eu care or fi alea. Cazul de astăzi înainte, nu mai fac lucrul ăsta. E un bun angajament.
Mă gândesc că toți avem anumite dorințe cu privire la dieta noastră. Poate că unii aveți un program special, minuțios, l-ați studiat de săptămâni întregi, ați văzut YouTube-ulețe și alte referințe legate de dieta respectivă. Nu vă supărați dacă fac o paranteză, că se leagă de anul nou. Asta e o problemă tradițională de anul nou. Știți că la sfârșitul anului de sărbători toți avem motive pentru cei câțiva pounds în plus pe care am reușit să-i punem din ianuarie, nu din noiembrie sau din decembrie, dar avem pe Cetavina acum. Sărbătorile. Și avem un program oarecare. Vreau să vă las cu niște bani în buzunar. Dacă îmi promiteți că îi aduceți la biserică, vă spun și cu mai mare poftă. Oameni buni, nu cheltuiți pe prostiile astea. Vreau să vă spun că toate programele de dietă lucrează. Toate. Și vreau să vă spun că niciun program de dietă nu lucrează. Funcție de două lucruri. Cât mănânci și ce mănânci. Și cât exersezi. Mâncarea și exercițiul vor determina dacă programul de dietă, oricare l-ai hotărât tu pentru anul următor, va lucra sau nu va lucra. Taie porțiile jumătate, mănâncă ce trebuie, nu mânca ce nu trebuie și dă un pic din mâini și din picioare. Și îți promit că, indiferent care este programul pe care l-ai ales, va da rezultate. Mănâncă ce vrei, când vrei și cât vrei și stai legat fedeleș ca bebelușul din România și îți promit că orice program de dietă va falimenta lamentabil. Îți vei pierde banii degeaba. Mă gândesc că am luat și hotărârea asta. Nu sunt rele, fraților, că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să avem grijă de noi, nu? Zice Biblia că îngrijim trupurile noastre cu drag. Bine, ce problemă cu asta? Dar stau și mă gândesc câți dintre noi am răsfoit măcar o dată că vi le-am dat și vi le dăm în fiecare an gratis. Și se muncește greu la toate temele anuale. Vi le-am dat de perete și vi le-am dat de Biblie. Și cred că mai avem câteva acolo, dacă cumva cineva n-a luat, le puteți găsi la ieșire. Ajută-ne, frate Doru, cu treaba asta. Poate mai sunt câteva calendare. Să nu zică nimeni că n-are. Stau și mă gândesc câți dintre dumneavoastră ați hotărât și ați spus, ascultă, anul trecut am citit Biblia din an în Paști și poate nici atât. A ști ceva? Măcar textul săptămânal să-l citesc. O dată de două ori în cursul săptămânii. Și să învăț versetul de aur. A luat cineva o asemenea decizie? Că le are mură în gură. Deci, sunt lucioase, sunt frumos tipărite. Conducerea Uniunii știe că aveți nevoie de ele. De-aia le-am făcut, nu le-am făcut. Deci, un semn micuț al Uniunii. Dacă l-am făcut noi, ne-am pus și noi emblema aici. O emblemă mică, e aici, atâta. Dar restul e plin de teme, de versete, de texte biblice. Păi știm că avem nevoie de ele. Tot anul să învățăm de făgăduințele lui Dumnezeu, de care avem mare nevoie și care sunt toate da și amin în Hristos. Câți dintre noi am luat decizii cu privire la disciplina sau la disciplinele spirituale ale vieții noastre? Câți dintre noi ne-am uitat în stânga și în dreapta și am zis pe unde ar fi bine să-mi așez odăița? O să stau în fiecare zi de vorbă cu Dumnezeu.
Pentru că, ascultați, pocăința nu are de-a face doar cu lucrurile pe care le-am făcut și de care îmi pare rău, ci de roadele pe care îmi propun să le aduc. Atunci când pomul acesta din grădina gospodarului, când smochinul acesta a avut sentința de tăiere, a avut-o pentru că n-a adus roade. Și ascultați ce spune unul dintre principiile pildei, principiul avertizării. Aveți grijă la avertizările Domnului, pentru că odinioară când Ieremia, mânat de Duhul lui Dumnezeu, rostea avertizări pentru poporul Israel, încă nu era în robie și s-a spus, ai grijă că ești pe pragul prăpastiei, mai e un pic, mai ai o șansă. Știți câtă milă a avut Dumnezeu de ei? Până acolo încât după ce a rostit sentința de cucerire a Israelului de către împăratul Babilonului, le-a spus, știți ce? Vă mai dau o șansă să rămâneți în căsuțele voastre, împreună cu familiuțele voastre, pe străzile voastre, cu viile voastre și grădinile voastre. Dacă mă ascultați și măcar acceptați pedeapsa mea atât cât vă dau, să rămâneți sub stăpânirea babilonienilor, să vă supuneți, să plecați capul, că vine de la mine lucrul ăsta. Până și atunci Dumnezeu s-a gândit să le mai dea o portiță. Și când Dumnezeu le vorbea, știți cum interpretau aceste cuvinte de avertizare? Zice, fratele Ieremia a ținut o predică intitulată O amenințare a Domnului. O amenințare a Domnului. Și le vorbește Dumnezeu și spune, mai insultați voi mult, interpretând avertizările pe care vi le dau că se apropie securea de rădăcină și taie și doare și omoară. Și în loc să-i spuneți, Dumnezeu în mila Lui ne mai avertizează odată, mai aprinde odată lumina în dreptul vieții noastre. Ne spunem, iar ne amenință Dumnezeu. Principiul avertizării, caut rod în smochinul acesta. Versetul 9, poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Și noi imediat spunem, asta este mânia lui Dumnezeu, este răutatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e nervos, Dumnezeu e mânios. Dumnezeu intransigent, știți cum? Robul ăla care a ascuns talentul și te-am știut eu cine mi-ești, stăpâne. Că vrei să seceri de unde n-ai semănat. Și că vrei să ai ce n-ai investit. Lucru care era o mare minciună. Nu, fraților, știți cine vorbește aici? Bunătatea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 11, versetul 22. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Dacă te uiți la anul 2022, pe care Dumnezeu l-a încununat cu bunătate că ești în casa Lui, așa de rău cât crezi că ție. Respirăm și putem aduce laudă. Dacă e cineva flămând aici, care n-a avut ce mânca astăzi, e belșug de mâncare la basement, rămâi aici, pe pielea mea, fă revelionul aici la biserică, stai aici și du-te la masă. Și mănâncă din belșug. Dar cred că fiecare dintre noi
mâncat și nu doar o dată. Și ne așteaptă acasă porții îndestulate și bogate, pe care nu le-am luat nici de la magazin, nici din frigider, nici de pe aragaz sau din cuptor, ce le vom lua direct din mâna lui Dumnezeu. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Atâta ți se cere, rămâi în bunătatea lui, calcă pe urmele pașilor lui. Biblia spune că bunătățile lui Dumnezeu sar din urmele pașilor săi, pe unde calcă Dumnezeu, sar bunătăți din urmele pașilor lui. Calcă pe urmele pașilor lui și mulțumește-i pentru toate bunătățile lui. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminter, dacă nu, vei fi tăiat și tu. Am ascultat. Tot în Romani, în capitolul 2, versetul 4 spune: sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Vreau să întreb și iarăși să fim sinceri cu noi înșine. Termin cum am început. Este vreunul care crede că poate să treacă cu capul sus pe lângă ghilotina lui Dumnezeu? Că Biblia spune că securea a fost deja înfiptă la rădăcina tuturor pomilor. Este vreunul care crede în seara asta că ar îndrăzni, că ar putea să treacă pe lângă ghilotina lui Dumnezeu cu capul sus? Este vreunul care crede că pe lângă cele 365 de zile din anul 2022 mai merită una sau două sau nouă sau încă un an? Și atunci, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Frați și surori, cred că este corect să încheiem anul 2022 cu rugăciune de mărturisire. În o rugăciune de mărturisire a păcatelor noastre, pentru că sunt convins că dacă te uiți la tot anul 2022, n-ai să-ți aduci aminte de multe. Ai să treci pe lângă multe vorbe ușoare, vorbe stricate, gânduri murdare, fapte de rușine și de ocară pe care le-ai comis și pe care le-ai uitat. Probabil că nici nu-ți mai zgârie conștiința. Rugăciunea de mărturisire trebuie să fie o rugăciune angajament. Și uite care este angajamentul pe care vă propun să îl luăm în această seară. În anul 2023, să nu treacă absolut nici o zi pe care să nu încheiem în odăiță, cercetându-ne și pocăindu-ne. Știți de ce în fiecare seară? Pentru că în fiecare dimineață Dumnezeu își înnoiește bunătatea Lui față de noi. Dumnezeu nu își înnoiește bunătatea față de noi la începutul anului, ci la începutul fiecarei zile. Și dacă la începutul fiecarei zile ți-a dat bunătatea Lui care te îndeamnă la pocăință, evaluează fiecare zi la sfârșitul ei ce ai făcut cu bunătatea lui Dumnezeu din ziua aceea.
te-a îndemnat la pocăință sau la împietrire? Pentru că tot Domnul spune acolo, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Știți de ce suntem așa de obosiți seara? Știți de ce nu avem timp să ne cercetăm înaintea Domnului în nicio zi? Vine cina și spunem ne cercetăm. Și știți ce facem, fraților? Ne iertăm noi pe noi înșine. După o lună de lipsă de cercetare, după o lună de lipsă de rugăciune, după o lipsă de cuvânt, după o lipsă de hrană spirituală totală, în care nu ne-am evaluat, nu ne-am măsurat viața, nu ne-am pocăit și nu ne-am schimbat. Și pe urmă venim la cină și ne iertăm, noi pe noi înșine. Conturile trebuie încheiate în fiecare zi, pentru că viața ta este o zi, așa spunem Psalmul 90. Fiecare zi e viața ta și viața ta e fiecare zi. Și pentru că Dumnezeu știe asta, de aceea și înnoiește bunătatea Lui față de tine în fiecare dimineață, să o ai pentru ziua respectivă. Ei, vezi ce ai făcut cu bunătatea Lui. Ia hotărârea asta în seara asta. Doamne, de astăzi înainte, mă voi cerceta în fiecare zi și nu voi accepta să treacă o zi fără să prețuiesc bunătatea ta. Ascultați! Cum o prețuia psalmistul? Zice, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Bunătatea lui Dumnezeu valorează mai mult decât viața. Știți de ce? Avem nevoie de bunătatea lui Dumnezeu în viața aceasta. Dar cu sau fără bunătatea lui Dumnezeu, viața asta se termină. Și singurul lucru care intră cu noi în eternitate și ne duce pe străzile gloriei e tot bunătatea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă promit ceva. Dacă vom lăsa cuvântul acesta despre pocăință să pătrundă adânc în pământul inimii noastre, vă promit că părtășia din seara asta în familiile noastre sau la biserică sau oriunde vom fi, va fi mult mai plăcută. Gustul mâncării pe care îl vom mânca va fi mai plăcut. Atmosfera și părtășia noastră va fi mai frumoasă. Și vă promit că mâine la cina Domnului, în prima zi a anului 2023, va fi o cină specială, când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu, iertați de Domnul, sfințiți de Domnul, înnoiți de Domnul, cu o nouă atitudine și cu o nouă stare spirituală. Depinde de fiecare dintre noi. Vă rog să facem această rugăciune din toată inima, cu cernici înaintea lui Dumnezeu, pătrunși de importanța de a încheia și de a începe anul vechi, anul nou, într-o atitudine de pocăință. Ne rugăm cu toții.